A fost sau n-a fost COVID? O familie acuză că i s-ar fi oferit bani ca să semneze un act prin care să declare că decesul unui bărbat a survenit din pricina coronavirusului. Soția și fiicele spun că propunerea ar fi venit chiar din partea unor reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică. Cert este că la morgă oamenii au fost lăsați să stea lângă trupul bărbatului decedat și să-l atingă. Dacă voi semnați actul ăsta că tata vostru a avut COVID, lasă niște bani. Lasă 30 de milioane. În statisticile COVID-19, Petrus Doroftei a fost numărul 1027. Rudele înduliate spun că li s-ar fi oferit bani ca să admită că bărbatul a murit din cauza coronavirusului. Totul s-ar fi întâmplat pe 13 mai, la o zi după decesul bărbatului. Eram la morga atunci și m-a sunat două doamne, un domn și o doamnă și mi-a zis așa: o să veniți acasă că trebuie să semnați o hârtie pentru niște bani, dacă vreți să-i acceptați. Noi am zis că nu o acceptăm. Doamna mie mi-a spus că este la DSP. La telefon v-a zis. Da. Nu? Și domnul mi-a spus că este tot la DSP. Mai mult, oamenii au fost lăsați să intre la morga Spitalului Județean din Botoșani, ceea ce a făcut să se îndoiască și mai tare de prezența virusului. Dacă el avea COVID, nimai de nou voie să-l vedem. Până și fata mea a pus până pe el. Eu am întrebat o doamnă de acolo: doamnă, el a avut ceva, puteți să-l luăm acasă? Păi nu a avut nimic, este trecut în acte, nu este trecut, el nu a avut COVID. Nu trece mult timp, când ne pornim noi acasă ca să mergem, te pregătim. Atunci ne-a sunat doamna de la DSP și a spus că el îl a găsit cu COVID. În mai puțin de o lună, bărbatul de 58 de ani a făcut 3 teste. Abia la ultimul rezultatul a fost pozitiv. Cu toate astea, când a murit, omului i s-a făcut îmbălsămarea, iar familia a plătit 100 de lei pentru asta. Pacienții decedați din cauza COVID-19 nu sunt îmbălsămați. Ei ajung la, sunt la morgă, sunt băgați în niște saci speciali, de fapt doi saci. Noi ca instituție o să ne autosesizăm. Purtătorul de cuvânt al spitalului din Botoșani a anunțat că vor fi făcute verificări. Cât despre acuzațiile familiei, reprezentanții DSP le infirmă categoric. Singurele contacte oficiale cu familia care face acuzațiile au fost doar telefonice. Direcția de Sănătate Publică s-a adresat oficial organelor competente care să verifice legalitatea acuzațiilor apărute în presa locală. Cu alte cuvinte, să cuplângem la poliție. Exact. Împotriva familiei respective. Exact. La decesul unei persoane este un medic care confirmă acel deces și întocmește un certificat constatator al decesului. Nu intervine nimeni în libertatea medicului care constată acel deces. Este un document medico-legal pe care se asumă un medic curant, nu întreabă familia. Bărbatul a fost confirmat cu COVID-19 cu o zi înaintea decesului.